Fie binecuvântat Tatăl și Dumnezeul nostru și împreună cu El Domnul Iisus Hristos. Amin. În 1 Timotei 3:16 este scris: și fără îndoială mare este taina evlaviei, cel ce a fost arătat în trup. A fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost provăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă. Să fie binecuvântat. Să fim binecuvântați și noi, cu binecuvântări de sus și de jos, și să pricepem voia și lucrările Domnului. Amin. S-a citit la timpul de rugăciune din Psalmul 110 și versetul 111. Versetul 2 spunea: mari sunt lucrările Domnului. Și dintre lucrările Domnului, care trebuie cercetate și sunt cercetate de cei ce le iubesc, cea mai mare este lucrarea mântuirii, întreg planul realizat în Domnul nostru Iisus Hristos. A fost un plan etern, gândit în dumnezeire înainte de creație, conceput pe un orar stabilit cu lux de amănunte, care se va adeveri întru totul, și scrie în Apocalipsa că vom asista la un final când toate promisiunile se vor împlini și vom intra apoi în împărăția lui Dumnezeu, în acea stare, dacă am putea spune din Scripturi care e ultimul verset, nu cele din Apocalipsa, care vorbesc doar de venirea Domnului, ce va fi după aceea. Ultimul verset e cel din 1 Corinteni 15 cu 28, ăsta e după Apocalipsa. Și când toate lucrurile vor fi supuse, după judecată, după totul, totul, atunci chiar și Fiul se va supune celui ce i-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Asta privește veșnicia viitoare. Doamne, ajută-ne să ajungem acolo. Amin. Aș vrea să privim la evenimentele menționate în Evanghelie cu ocazia venirii Domnului în lumea noastră și, dacă aș fi să pun un titlu, aș spune: lucrările Domnului între așteptare și surpriză. S-a citit din Evanghelia după Matei, din capitolul 1, și scrie de la versetul 18 așa: iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Pe de o parte a fost o împlinire a tot ce s-a spus. Și evreii, cei evlavioși, așteptau împlinirea, venirea lui Mesia. Din nefericire, unii așteaptă și acum, și au așteptat-o și au pierit generații de evrei nemântuite. Unii încă vor avea parte de așa ceva. Ei încă n-au înțeles că trebuia să se împlinească deja venirea aceasta. Dar în egală măsură a fost o surpriză. Iosif nu s-a așteptat la așa ceva. Și nici alții. Există o profeție în Daniel la capitolul 9, care are anumită datare. Citim de la versetul 24. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale cele sfinte. Deci e vorba de evrei și de Ierusalim. Până la ispășirea păcatelor, vă rog să rețineți asta, ispășirea păcatelor, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetluirea vedenii și prorocii, până la ungerea Sfântului Sfinților, adică Domnul. Să știi dar și să înțelegi, și aici apare o datare, că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului, făcută de împăratul Artaxerxes, așa cum scrie în cartea Ezra și Nemia, până la unsul, Mesia, la cărmuitorul, vor trece 7 săptămâni, apoi timp de 62 de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou, și anume în vremuri de strâmtorare. După aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea și sfântul locaș și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop. Este hotărât că războiul va ținea până la sfârșit și împreună cu el și pustierile.
El face un legământ trainic cu mult timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe aura ruciniu idolești va veni unul care pustiește până va cădea asupra celui pustit prăpădul hotărât. Este un stil profetic specific lui Dumnezeu. Așa le pune o matematică perfectă și totuși ascunsă. Sunt 70 de săptămâni, dar așa sunt deranjate, încă nici în zi de azi nu le dau oamenii cu totul explicația. Este două săptămâni, dar 62 sunt puse în mod special, 7, 62 și încă una. Alții împart o jumătate la început, o jumătate la urmă, nu vreau să intru în calcule, decât doar o simplă informare, darea acestei porunci a fost undeva la 445-47 înaintea noastră și împlinirea vizează jertfa Domnului și se pare că și dărâmarea Ierusalimului din anul 70, că profeția privea atât pe Mesia cât și cetatea Ierusalimul. Toate s-au împlinit. Dar cum spuneam, sunt scrise în așa fel încât să nu-ți poți da seama la o simplă observație. Rămân puțin în Daniel ca să mai citesc un verset ce exprimă acest mod al lui Dumnezeu de a ascunde lucrurile. Scrie în Daniel capitolul 5 că atunci când a fost scris, urma să se sfârșească domnia lui Belșațar, mama lui a zis versetul 10, să nu se tulbure că este unul Daniel care poate să-i dezlege. Asta spune versetul 12, are un duh înalt, știință și pricepere, putință să tălcuiască visele, să lămurească întrebările grele și să dezlege lucrurile încălcite. Să fie chemat dar Daniel și îți va da tălcuirea, că Dumnezeu așa le trece puțin încălcite, ca să se vadă că Dumnezeu a știut dinainte, dar oamenii să nu priceapă pe deplin. Evident că sunt și alte profeții, nu mă voi opri asupra lor, atât cu privire la nașterea Domnului, cum e referirea din Mica, cu privire la Betleem, și ele sunt menționate în mod deosebit în Evanghelia după Matei. Dacă aveți pasiunea să urmăriți împlinirea profețiilor, este o expresie ce se repetă, nu vă spun de câte ori, de multe ori în Matei. Prima dată apare în textul nostru. Matei capitolul 1, versetul 22. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească. Dacă torcem pagina, scrie aici în 2:17, atunci s-a împlinit ce fusese vestit. Sau 15. Ca să se împlinească ce fusese vestit. Versetul 23, să se împlinească ce fusese vestit. Și toată Evanghelia după Matei e presărată cu astfel de expresii, până în sfârșit când ni se spune despre moartea Domnului, spune în 26:56, dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească. Sau cum scrie în Ioan, sunt câteva referințe foarte concrete de la cruce, cu împărțirea hainelor prin trageri la sorți, cu oțetul care avea să-l bea, toate s-au împlinit. Pentru că lucrările Domnului trebuie așteptate că ele se vor împlini la vremea lor. Slăvit să fie Domnul care le-a profețit, Domnul care le împlinește. Este un cuvânt frumos în cartea profetului Isaia care ne vorbește despre acest mod al lui Dumnezeu de a lucra. Citesc din 44 cu versetul 25, eu zădărnicesc semnele prorocilor mincinoși. Câte preziceri au făcut oamenii și tot pomenesc de Nostradamus și de alții, ca să arăt ca înșelători pe ghicitori. Fac pe cei înțelepți să dea înapoi previziuni înțelepte și le prefac știința în nebunie, dar întăresc cuvântul robului meu și împlinesc ce prorocești trimișii mei. Eu zic despre Ierusalim, va fi locuit, și despre cetății lui Iuda, vor fi zidite iarăși și le vor ridica dărâmăturile, că Dumnezeu are putere să împlinească. Zice și în Apocalipsa, mai citesc doar un verset din 17:17, asta pentru viitor.
căci Dumnezeu le-a pus în inimă să aducă la îndeplinire planul lui. Parați pământul. Unii, vedeți cum e acum, se așteaptă, dacă s-ar întâmpla ceva cu Putin, cred oamenii. Până are Dumnezeu treabă cu el, îl ține. Când nu are treabă cu el, îl dă jos, pune pe altul și face treaba. Să se învoiască pe deplin, să dea fiare stăpânirea lor împărătească, până se vor împlini cuvintele lui Dumnezeu. Că mare autoritate are Dumnezeu, slăvit să fie în veci. Asta referitor la așteptare și la împlinire. Trecem la următoarea idee. Surpriză. Deși sunt profețite, pentru că sunt încălcite, sunt ascunse, sunt surprinse. Iosif a fost surprins în mod total. Scrie aici, în 1:18, Maria, mama lui, era logodită cu Iosif, înainte să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus un gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri? Ce s-o fi gândit? Ce s-a întâmplat? A mințit, ascunde ceva? Cum adică? S-a frământat de bună seamă. A gândit un plan de om neprihănit să n-o facă de rușine. Și Dumnezeu i s-a arătat. Ce liniștit a fost după aceea, puțin spus liniștit, bucuros. Dumnezeu l-a prins în planul său. Dar tot surprins a fost Iosif și mai apoi. N-a știut ce se întâmplă, că Irod infuriat, n-a știut Iosif de magi. După ce au plecat magii, ce urmează? Scrie în 2:13, scoală-te, ia pruncul pe mama lui, fugi în Egipt. Ce urmează? Versetul 19, după ce a murit Irod, un înger al Domnului se arată în visul lui Iosif din Egipt și zice, scoală-te, ia pruncul pe mama lui, du-te. Și apoi din nou spune în 22 că i-a arătat într-un vis să plece în părțile Galilei. Nu ne spune Dumnezeu mai dinainte. Așa lucrează El. Slăbit să fie El. A știut dumneavoastră tot ce avea să vi se întâmple în viață? Dumnezeu a vestit mai dinainte lucrări. Pentru biserică, pentru națiunea noastră. Le vestește și acum, dar știm ce urmează? Tot auzim mesaje cu ce se va întâmpla, dar să ne face Dumnezeu surpriză. Că slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor. Surprins a fost și Maria, scrie la Luca, la capitolul 1, citesc de la versetul 28, îngerul a intrat la ea și i-a zis, plecăciune ție, căreia ți-a făcut mare har, Domnul este cu tine, binecuvântat ești tu între femei. Turburată foarte mult de cuvintele acestea. Maria se întreba singură, ce putea să însemne urarea aceasta? Nu s-a gândit ea la așa ceva. Îngerul a zis, nu te teme, ai căpătat îndurare înaintea Domnului, vei rămâne însărcinată, vei naște un fiu și vei pune numele Iisus. Și i-a spus până în capăt. Maria, versetul 38, a zis, iată roba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea. S-a dus, cum știți, la Elisabeta. Nici aceasta nu știa. Nu știa nici Zaharia de faptul că se va naște Ioan. De aceea spune tot aici în capitolul 1, că atunci când a apărut îngerul 1:12, s-a spământat, l-a apucat frică, nu te teme. 18. Zaharia sângelui, din ce voi cunoaște lucrul acesta, fiindcă eu sunt bătrân și nevasta mea e înaintată în vârstă? Chiar surprins a fost. Poate așteptau alții să se împlinească mesajele profetice. Dar spune apoi Maria în cântarea ei 1:48, a privit Domnul spre starea smerită a robei sale, de acum încolo toate neamurile îmi vor fi fericită. Versetul 51, a arătat putere cu brațul lui, a resipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor, răsturna pe cei puternici pe scaunul de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Și atunci a adus aminte Maria că, de fapt, acum se împlinesc promisiunile, că spune în versetul 55, cum făgăduise părinților noștri față de Avram și sămânța lui în veac. Așadar, așa lucrează Dumnezeu. Și așa va fi acum la a doua venire. Vom vedea că toate se împlinesc, că sunt prevăzute cu zile, cum scrie în Daniel 1290.
1260 mai întâi, apoi 1295, apoi 1335. Și vom zice apoi când va fi, uite astea zilele care s-a spus. La Dumnezeu și ceasul e hotărât, cum spune în Matei 25 cu 13, ziua și ceasul când va veni Fiul omului. Dar vom fi surprinși. Iată cum va lucra Domnul. De-aia nu degeaba spune Domnul Iisus că va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Însă asta e surpriză. Că dacă te-ai gândit, n-ar mai fi surpriză. Gata, acum vine Domnul. Nu. În așa fel lucrează încât toată slava să fie a Lui. Și noi să fim surprinși într-un mod bucuros, plăcut de lucrările Domnului. Slăvit să fie în veci. Cele ce s-au derulat până aici, le studiem cu bucurie și le citim de fiecare dată cu drag. Iată cum a lucrat Dumnezeu. Celelalte le așteptăm să fim surprinși la momentul împlinirilor. Lăudat să fie Domnul. Asta e o parte ce am pe inimă să vă spun. Dar mi se pare că partea practică e de acum. De ce a venit Domnul în lumea noastră? Scrie în textul nostru, Matei, capitolul 1, versetul 21. Ia, adică Maria va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Așa am citit din Daniel 9, până la ispășirea păcatelor, la arătarea neprihănirii. Și spunea Ioan Botezătorul și scrie Ioan la capitolul 1 că atunci când l-a văzut că ăsta a fost marele rol al Ioan Botezătorul să-l prezinte pe Mesia, a fost cel mai mare născut dintre femei. Din câteva motive l-a prezentat pe Domnul, prin el singur a revoluționat Domnul viața spirituală în Israel, a pregătit calea Domnului, Ioan 1:29, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Asta a fost marea problemă, păcatul. Până atunci au fost aduse jertfe de animale. Cred că prima jertfă a fost atunci când a păcătuit Adam și Eva și Dumnezeu i-a învățat procesul jertfirii și apoi le-a făcut din animalul jertfit, haine de piele, cum scrie în Genesa la capitolul 3. Apoi a apărut legea, care n-a avut decât umbra lucrurilor viitoare, cu jertfe, cu sărbători, cu toate. N-a fost o înfățișare reală. Ea doar ne-a fost scrie în Galateni un pedagog spre Hristos. Legea doar arăta cum ar trebui rezolvată problema prin sânge, prin ispășire. Și apoi a venit, cum spune poetul Dionisie Giuchici, și-au ars pe altar atâți viței și atâta mei din turmă, până când a venit și Domnul el, mielul cel din urmă, luând o pâine și un pahar, simbolul ispășirii, Hristos muri pentru păcat, păcatul omenirii, binecuvântat să-i fie numele. Întreb, a venit și pentru noi? De ce a venit? Să ne rezolve problema păcatului. Pentru asta a venit. El a știut pentru ce a venit. Și pentru asta a murit. Acum, se sărbătorește nașterea Domnului. Avem libertate după Scripturi să ținem o zi. Sărbătoarea asta a intrat destul de târziu în istorie, undeva după anul 200 apar primele evidențe în Egipt. Mai întâi s-a spus că s-a născut la 25 mai, după aia că în 20 aprilie, alții că în 28 martie. Spre sfârșitul secolului 4 s-a ajuns la o concluzie că s-ar fi născut în 25 decembrie, nu ne frământa asta, în Evanghelie nu scrie, și de atunci s-a păstrat sărbătoarea asta și oamenii țin foarte mult la sărbători. Dacă vrem să ținem o zi pentru Domnul o sărbătoare, avem libertatea să o ținem. Dar e o problemă. Acum vă rog să fiți atenți. Când Dumnezeu a lăsat sărbătorile în Vechiul Testament, puse de El, v-am spus, acelea au fost pentru o vreme, nu mai au sensul, nu mai este templu, nu mai este jertfe, nu mai este preoție aronică. Scrie în Isaia 1, a zis așa, de la versetul 12, când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucru să-mi spurcați curțile? Nu mă aduceți daruri de mâncare nefolositoare, mi-e scârbă de tămâie
Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare. De ce, Doamne? Că Tu le-ai poruncit. Uite, și noi acum vrem să ținem o sărbătoare în cinstea Ta. Nu pot să văd nelejuirea unită cu sărbătoarea. Urăsc lunile voastre cele noi și praznicile voastre mi-au ajuns o povară. Nu le mai pot suferi. Acum nu mă refer la noi, ci la creștinătate în general. Ce ziceți? Suportă ușor sau suportă greu Dumnezeu Crăciunul? La câtă nelejuire, cât comerț și tot ce e în lume încărcătura asta? Nu le suportă greu și acum? Cu siguranță, da. La fel scrie în Amos, în capitolul 5. Vă citesc de la versetul 21. Eu urăsc, disprețuiesc sărbătorile voastre. Și nu pot să sufăr adunările sărbătoare. Adică ar fi Dumnezeu mai liniștit în rest. Când îmi iau acest arder de tot și daruri de mâncare, n-am nicio plăcere de ele. Ma, unii tineri nu s-a citit că ori fi stat azi noapte mai târziu. Dar cei care sunt cu voi vorbesc. Depărtează de la mine vuietul cânticilor tale, nu pot asculta sunetul alăurilor tale, și dreptatea să curgă ca apă curgătoare și neprihănirea, rețineți cuvântul ăsta că voi mai vorbi de el, ca un pârâu care nu seacă. Și zice Dumnezeu ceva interesant. Mi-ați adus voi jerfe și daruri de mâncare în timpul celor 40 de ani din pustie? 40 de ani de la ieșirea din Egipt până la intrarea în Canaan, nu s-a ținut nicio sărbătoare. Nu a fost Dumnezeu deranjat. Deși, dacă cineva ținea în cinstea Domnului, e binevenită. Repet, să nu mă înțelegi greșit, că aș fi împotrivă să sărbătoriți. Nu, asta e problema. Dar a zis Dumnezeu, dacă îmi aduceți o zi, dacă îmi aduceți darul, dacă voi cântați, atunci sfințiți-vă. Și aici e unde vreau să pun degetul pe rană și sper să nu puște puroi de acolo. Domnul a venit pentru păcate. Noi să ținem o sărbătoare în cinstea venirii Lui și trăim în păcat, aici ar fi mare problemă. Și asta dacă ne gândim și la moartea Domnului și la învierea Domnului. Asta cred că a ridicat nări mânia aprinsă a Domnului mai mult decât orice alt subiect din lumea asta. Să-L cinstim pe Fiul pe care L-a dat pentru păcat prin anumite zile. Și noi să trăim în păcat. Tineri dragi care cântați, sunt păcate în viața voastră. Urmează, nu săptămâna asta, cealaltă stăruință. Și la ceilalți ne referim. Și se spunea aici într-o seară să ne mărturisim, nu doar cei care urmează stăruie, dacă mai sunt. Se vestea într-o seară de rugăciune că un anumit păcat murdar vrea să intre între rândul tinerilor, să cucerească chiar pe unii care ar fi chemați la slujbă. Domnul pentru asta a venit, să îndepărteze păcatul și să lase neprihănirea. Scrie în Ieremia că va fi numit Domnul neprihănirea noastră. O, de-ar fi asta valabilă în viața noastră. Îmi vine în minte o comparație cu Anania și Safira. Au vrut să aducă un dar Domnului. Au dat cât au vrut și restul au păstrat pentru ei și au mințit. Așa este jertfa adusă când cinstim pe de-o parte pe Domnul prin laudele noastre, când proclamăm o zi pentru Domnul, dar tăinuim păcatul din viața noastră. Ce alt păcat a făcut Anania și Safira de a muri pe loc? Vă amintiți episodul din Levitic 10? Doi fii al lui Aron au adus foc străin în casa Domnului și au fost omorâți. Nu toți pățesc ca fiul lui Aron, nu toți ca și Anania și Safira, dar în final va fi aceeași soartă. Vă rog să vă gândiți ce va fi când vine Domnul și vor despărți pe unii la dreapta și pe alții la stânga. Și am cântat și am venit la adunare. Și am vorbit despre venirea Domnului, despre moartea Domnului și frumos să vorbim și tot să nu ne vindecăm.
Spunea fratele Emi că a avut o descoperire de la Domnul, și dacă a spus-o sau zicea că o să o spună, că acum este o vreme de har în care Domnul cercetează. Și tot în vremea asta Domnul pe unii atinge cu anumite nuiele și unii tot nu simt, nici de la har, nici de la nuia. Și se spunea în acel mesaj și în altele, se va schimba vremea dintr-o dată. Amintește mesajul care a fost în acea vineri seara, că la un moment dat rămânea numai o cale și unii spuneau, e prea îngustă, spunea, nu, asta e calea Domnului, așa a fost dintotdeauna, numai că nu va mai fi aceeași libertate de manifestare, de mișcare, de trăire. Și care apucă pe lângă, nu se mai pot întoarce înapoi, să intre pe făgaș. O, fie așa cercetarea Domnului, să înțelegem pentru ce a venit Domnul. A venit ca să ia păcatul și să așeze o neprihănire pentru vecii vecilor. Spuneam despre Iosif, Maria, Elisabeta, Zaharia, aceștia toți au o caracteristică, e ceva comun. Iosif era un om neprihănit, Maria o fecioară smerită, Zaharia și Elisabeta, Luca 1:6, amândoi neprihăniți, păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. Dragii mei, am așteptat în adunare să-și facă Domnul lucrările și spunem, Doamne, sunt promise, dar Dumnezeu vrea să ne cercetăm, să ne sfințim și să ne pocăim. Sunt sărbători, e un sfârșit de anul început, haideți în zilele astea să ne lăsăm cercetați de Domnul și Domnul să ne sfințească El pe deplin, cum zice la 1 Tesaloniceni 5:22, și Duhul și Sufletul și Trupul, și dacă e cu voia Domnului să fie păzite întregi, scrie acolo, până la venirea Domnului, și să-L întâmpinăm pe Domnul cu bucurie, mărit să-I fie numele. Am zis că cineva a făcut o adaptare a cărții și lămpile lor se sting pentru copii, ceva pentru revista Betel, și mi-au amintit de cele scrise. Imaginația unui autor scandinav, se spune în carte că la o adunare a venit cineva la evangelizare, un invitat, cum se întâmplă, și a fost același predicator pentru mai multe seri și a cazat la o familie mai evlavioasă. Și bărbatul din familia gazdei spunea predicatorului, auzi tu, tu ai o relație corectă cu Dumnezeu, ceea ce predici tu, viața ta. Și predicatorul a fost așa de cercetat și n-a putut să rămână nici să-și încheie stămâna de evangelizare. Și a spus păstorul local, nu, nu pot, sunt, vreau să mă apropii de Dumnezeu. Eu predic, dar viața mea nu este așa cum ar vrea Domnul. Dar la ei urma o sărbătoare, o aniversare a nu știu câți ani, cum am avut și noi acum 100 de ani de pentecostalism în România. Și prezintă autorul așa, ca și cum ar fi răpirea, tocmai în ziua sărbătorii, între ei oameni sinceri, și o prezintă în momentul în care s-a ridicat dirijorul să dea startul la o cântare și unii pleacă și rămân ceilalți. Și tocmai vorbeam zilele astea cu cei din familie. Ce va fi, dragii mei, când ne vom despărți unii de alții pe vecii vecilor? Cum zice un alt vers, ai și cântat, ai și vestit cuvântul, ai înfluntat și ploile și vântul și în ziua aceea să rămâi afară. Toți așteptau și unii, cum am spus, de evrei așteaptă și azi. Și au murit atâția așteptând pe degeaba. N-au o parte de surpriza binecuvântată să-L întâlnească pe Domnul, să-L arate. Și în final vor avea parte de mare decepție. Duceți-vă de la mine. O spune și în Matei 7:21, nu oricine îmi zice Doamne, Doamne. Domnul a venit, repet și închei, ca să nimicească lucrările diavolului, cum spune 1 Ioan capitolul 3. Și acestea sunt păcatul și stările vinovate. Să ne ajute Domnul să ne pocăim. El a venit ca să aducă neprihănirea, o neprihănire veșnică. O haină albă care vom primi și o vom păstra pentru vecii vecilor și vom fi totdeauna cu Domnul Iisus. Mărit să fie numele Lui. Așa se spunea în textul nostru, El este Emanuel, Dumnezeu cu noi.
astăzi mai special, cum doriți, dacă nu în toate zilele, cum ar fi mai bine, să-L trăim aproape de Domnul, să ne apropiem de El, să ne mărturisim, să ne cerem iertare, dacă trebuie să ne împăcăm, dacă trebuie să restituim paguba, cum a făcut-o Zacheu, orice ar trebui să facem, ca și noi cu adevărat să avem parte de venirea Domnului. Mai întâi de venirea din tâi, prin a fi mântuiți de păcatele noastre și apoi prin venirea care o așteptăm să fim totdeauna cu Domnul. Amin.